Un șofer de 25 de ani din comuna Izverna, Mehedinți, a fost oprit în trafic de polițiștii gorjeni. A fost testat cu aparatul etilotest, care a depistat prezența alcoolului în aerul expirat. Tânărul a fost amendat și i s-a luat permisul de conducere. Nu a ținut cont de asta și a continuat să conducă, fiind prins din nou de oamenii legii, fără permis. În noaptea de 19 spre 20 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în trafic un tânăr de 25 de ani din comuna Izverna, județ Mehedinți, în timp ce conduceau un autoturism pe drumul județean 671 Sureței, având o concentrație de 0,04 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost sancționat contravențional conform ordonanței de urgență 195 privind circulația pe drumurile publice, fiindu-i totodată reținut permisul de conducere. De asemenea, ulterior, bărbatul a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671 Motru, având permisul de conducere suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având acest drept suspendat. Numărul conducătorilor autoprinși băuți la volan este în creștere, săptămânal fiind înregistrate dosare penale.